Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Și înainte să începem episodul, aș aprecia dacă ți-ai apăsat butonul de like, să strângem cât mai multe, deoarece astăzi voi fi un asasin. Vedeți și voi că mi-am pus acest skin de asasin, o bacă asasin, și vreau să joc niște Sneaky Assassins. Let's play Sneaky Assassins. Ok, haideți să ne jucăm. Da, n-am mai jucat de mult minigame-ul acesta. Și îmi cer scuze, dar nu mai am timp. Stai puțin. Briber. Aș fi vrut să înregistrez altceva, dar nu am foarte mult timp la dispoziție. Așa că vom face asta și lăsăm chestiile mai importante pentru weekend. Ok. Până atunci, niște Sneaky Assassins. Sper că o să vă placă și cred că o să vă placă. E distractiv. Dar mi se pare că mi-am pus skin-ul degeaba pentru că ești un villager în minigame. Dar nu contează. Eu sunt o bacă în sufletul meu. Haha, sunt asasin, fraiere. Cine mai are skin de asasin și se joacă Sneaky Assassins? Aba nu, n-am skin de villager. Haha! Sunt bine, am arătat că am ceva cu armura, dar mă rog. Deci, haideți că trebuie să știți minigame-ul, n-are rost să vă mai explic ce trebuie să faci. Right click, bribe villager, să-i dăm drumul. Ok. Bine, e felul următor. Trebuie să rămânem ultimul în viață. Sau să rămânem ultim în viață, să spun așa. Pentru că noi jucăm toți aici. Ok. Strategia este următoare. Nu te bazi de la început. La început se strâng toți proștii la lumina aia ca să ia armura. Dar acolo, pentru că se strâng toți, îți pierzi din viață, etc. Se omoară oamenii între ei. Vedeți? Îi lăsăm. Momentan îi lăsăm așa. Ne ducem la următorul. La următorul ne ducem. Nu știu unde va fi. Trebuie să fiu atent. Cineva atacă la mișto. E interesant pentru că dacă ataci așa, nu se știe cine atacă. Acolo mi-am luat-o pe cocoașă. Fuck! N-a fost o idee prea bună. Am crezut că pot să mă bag YOLO, dar... Da... Acum n-am viață, știi? Pot să plătesc un villager să bată un player. Deci pe ăsta l-am plătit, da? Și se duce și bate un player. Și el nu e player, e NPC. E Rafael, culo, ia uzi. Au cam murit toți, scuze dacă nu vorbesc, dar mă concentrez. Cred că am murit pe cineva. Ce naiba, nici nu știu ce se întâmplă. Ok, mai suntem 3 și tipul ăla cu 1 înseamnă că are armura upgradată. Voi plăti un villager, du-te-mă și bate pe cineva. Am și eu un punct. Irafai, buci mă în jur, ăștia ești nebun? Ce vă fac, mă, vă supărați că... Că câștig? Mai plătim un villager, fiți atenți. Bă, nu știu unde s-a dus villagerul pe care l-am plătit. Care să bate, băi? Și tu te bați? Macarena! Am câștigat! A fost... Nu știu. A fost cam ciudat. Uneori mă concentrez, asta îmi pare rău, că nu pot să vorbesc în timp ce mă și bat. Uneori mă concentrez atât de tare să câștig încât nu mai zic nimic și sper că nu vă deranjează. Lecție de viață. Ce naiba se aude? Nu fii prietenos cu ceilalți jucători, altfel îți vor da target, am vorbit cu ei și vorbeam în chat, au văzut canal de YouTube, target incoming. Mă enervează că pică numai harta asta, o singură dată a picat alta, hai frate, că știu că erau mai multe. Ok. Data trecută, dacă vă vine să credeți sau nu,
Nu știu dacă știți, dar pe minigame-ul Sneaky Assassin, dacă pici în apă, ești mort. E o mapă acolo cu niște bărci. Dacă pici în apă, ești mort. Bă, la început, nici 10 secunde, buf, m-a aruncat cineva în apă. What? Și-a dat la nimereală. Oh, God. Ok, v-am spus, strategia în felul următor. Îi lași să se bată între ei ca proștii. Da? Nu mă bag, nu mă interesează. Uite, pe ăștia pot să-i scot. Da? A, mi-am permis să mă bat puțin acolo. Uite, am omorât un player și am două smoke bomburi, ceea ce e ok. Dar în mare parte trebuie să-i lași să se bată singuri, pentru că dacă te bagi de la început, se regenerează greu viața. Doar dacă eu mor pe toți, asta da. Să n-aibă unul mai multe puncte. Dacă are cineva două puncte, mă bag neapărat să-l bat. Uite-l pe prostul acum stă în mijloc și ia punctul. L-ați văzut? Te am în vizor, fraiere. Fuck, am câștigat player, ok. Nu-i mai permitem lui Parkour Panda să treacă. Trebuie omorât neapărat. Neapărat trebuie omorât prostul ăla. Dacă ia 3 puncte. Ei, șmecheri, mă, voi. Hai că a luat ăla strawberry. Ok, e bine. Încă mai e o șansă. Încă mai e o șansă, o să-i lăsăm. Ok, ideea e în felul următor. Îi las pe ei să se bată. Strawberry cu parkour. Îi las, nu mă bag, nu mă bag. Vedeți, a fost bine că am avut un smoke bomb în plus. Îi las pe ei să se bată. Mamă, cât trebuie să bată. Băteți-vă, mă, proștilor. Nu cred, nu ia nimeni. What are you fucking idiots? You piece of dumb shit. Unde a plecat prostul ăla care are 3 puncte? Oh, God. Hai că n-a luat ăla. Holy shit, tipul are 3 puncte, e OP. OP as fuck, nu am cum să-l bat. Dacă ia 4 puncte, primește un compas și ne vede pe toți unde suntem. E o idee și asta. Cred că l-am omorât pe ăla acolo. Dar n-am viață, uitați-vă și voi, vedeți de ce nu e bine să te bați? Dar tipul ăla mă vedea acolo, trebuia să-l bat neapărat. Ăsta e un meci greu, să câștig e greu. Trebuie să nu ia parcurs 3 de-alea. Și n-am viață, nu pot să mă bat. Ce fac? Am prins, du-te și ia tu un punct. We are fucked! We are so fucked! Ok, cu asta în mână. Uite-l, uite-l, uite-l. Cinci! A murit! A murit? Huuu! Dacă e cu green înseamnă că a murit. Oh my god, nu vine să cred, prostul a murit. Cine a făcut și viața full? Holy shit! Spune-mi că a murit. Du-te și bate pe cineva. Ok, e bine. Chiar dacă eu am 0 puncte,
Am două vieți în plus. Ceea ce mă avantajează puțin. Aia trebuie să iau neapărat. Am omorât cumva pe cineva? Nu. Am un power-up. Și două smoke bomburi. Ok. Încă sunt în match. Nu vine să cred că handicapatul ăla a pierdut cu 5 puncte. Nu-mi dau seama cum poți să ai 5 puncte. Credeam că maximul e 4. Tipul ăla, you're gonna fucking die. You're gonna fucking die, man. Mai sunt eu cu prinț. N-am viață, ești nebun. Îl bat pe ăla care are 0 puncte, dar n-am viață și nu mai am niciun smoke bomb. Sunt în cel mai mare pericol posibil. Tipul ăla o să se ducă să ia power-up-ul și îl prind acolo. Cred că a apărut un power-up și nu-l ia nimeni. Uite-l, bă! Ha, acum e GG. Nu-mi vine să cred, ăla e atât de prost. Oh my god, îl bat pe ăsta ușor. N-are cum să mă bată. E imposibil. Na. Tipul ăsta e mort. Am două smoke bomburi. He's dead. You dead boy. Oh my god. Tipul ăla era complet începător. Habar n-avea ce se întâmplă. GG man. Nu-mi vine să cred, am mai și zis GG. Habar n-avea cu ce se mănâncă minigame-ul ăsta. Nu vine să credeți. Ăla avea 5 puncte și a murit. Holy shit. Meciul ăsta a fost... Meciul ăsta a fost destul de strâns. Holy moly. Aici vom încheia episodul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!